alternativă bună și frumoasă la sistemul de încălzire al casei poate fi un șemineu sau un termoșemineu cu lemne. Dacă până cu puțin timp în urmă aceste echipamente erau folosite doar ca alternative de backup, vedem de la începutul crizei au devenit alternative definitive pentru încălzirea locuințelor, deoarece cu ajutorul acestor șeminee cu aer cald, cu lemne sau a termoșemineelor, reușim să reducem factura de gaz chiar la jumate și de multe ori putem face un foc o dată la două zile. Haideți să intrăm un pic în detaliu să înțelegeți anumite aspecte atât la șemineele pe aer cu lemne, cât și la termoșemineele cu lemne. Folosind un șemineu pe aer cu lemne, noi reușim să canalizăm aerul cald în întreaga locuință. Cu ajutorul tubulaturilor, aceste echipamente au o placă electronică, avem un electroventilator care simte temperaturile din camera de combustie și ne dirigează nouă aerul în tubulatura de canalizare. Referitor termoșemineelor, aici lucrul este mai complex, aici reușim să încălzim întreaga locuință în mod uniform, reușim să avem apa caldă menajeră, iar dacă avem și un puffer de acumulare al energiei, asta ne permite nouă de multe ori să facem un foc cu lemne și odată la două zile, deoarece odată încărcat acest puffer, odată ridicată temperatura lui la 70-75 de grade, putem avea o autonomie de funcționare foarte, foarte mare, reducând astfel costurile facturii de gaz.